la fel doctorii și tot ce am avut mi-am cheltuit de la toți doctorii ca să fost și salvată. Și din ce în ce să și salvată, primem tot căci o boală în asfalt. Și am avut într-asemenea, vă mărturisesc, am avut astmă full bronșită cronică, nervi slăbiți cu grijul pierdă ulceroasă, ciubercă în jos dată spre cancer. Ministerul deplasat, distrus, și-am primit la urmă și ulicemie cancer în sânge. Și toți doctorii mă purtau de la unii la altul și din Cluj au vrut să mă ducă în America de experiență. Avem niște crize și vomitam câte cinci. Și nu găsem alin nici într-o parte. Și toți doctorii mi-au spus că dacă nu vreau să mă ducă de experiență în America, îmi dau drumul acasă și să mă aștept clipa, momentul, sapa și lopata, nu mai am salvat. Și atunci am zis către doctori să-mi spuie ce boală am. Pentru că a spus unul, zice, șerge sus, dacă te va salva, vei și salvată, noi n-avem ce să-ți mai dăm pentru salvarea ta, că cu bolile umplice și mistie tot corpul. Și am zis, aș vrea să știu și să cunosc ce fel de boli mă mistie în halul ăsta și în chimărița care mă poartă. Și atunci doctorul a spus, zice, de ce vrei să știi? Dacă o ieși salvată de cer de sus, să știu de ce m-o salvată. Și dacă oi muri, să știe că s-a și mie de ce umri. Și atunci au adus și mi-au declarat bolile așa cum vi le-am spus, stăte la rând, și mi-au dat drumul acasă. Și am venit acasă și am început să cer de la Domnul să mă arate. Și am zis, Doamne Dumnezeule, știu că toată lumea trece în țărâna pământului. Și eu voi trece în curând. Aș vrea să ajung și eu cu sufletul mântuită, dacă mi-ai arăta adevărata credință pentru care tu ai fost pe pământ, ai murit și ai dat-o să fie vestită până la marginile pământului. Dacă tu mi-ai arăta adevărata credință, eu să trec două zile acolo, mă va ajunge. Și deodată m-a strigat un glas și a zis, femeie, trezește-te, și am fost transformată în casa de adunare, la pocăiți în peticosta. Știam că-s pocăiți, dar nu vreau să am nicio legătură cu ei. Nu vreau să cunosc nici măcar pe unele intrarea la casa de adunare. Eram în șase cu ei de multe ori că s-o lepădat și s-o rătășit pe calea credinței. Și când m-a dus, m-a transformat, odată am fost transformată în casa de adunare, adunarea era plină de frați și se ruga într-o rugăciune, am crezut că îi răpește la șer. Și după ce și-a terminat rugăciunea, s-a ridicat și s-a pus pe bănci și am rămas iar în casă și am zis, Doamne, dacă asta e adevărata credință, aici unde sunt oamenii ăștia, adevărata credință care tot în lume arată ce trebuie să fac să intru în credința asta. Și a treia noapte m-a trezit iarăși un glas și a zis, femeie, trezește-te, pleacă pe un drum și îți voi arăta ceva. Deodată cu merem pe drum am întâlnit un bărbat în haine albe, sta pe loc și ședea într-o carte. Auzeam cuvintele cum ședea, dar nu le înțelegem că nu era românește. Și când am ajuns în dreptul lui, am zis, Domnule, eu te-aș întreba ceva. El a zis, anume, ce? Ce să fac să știu eu mântuită? El a zis, da, să poate pleci pe drum înainte și vei da de o crucișare de drum și acolo vei găsi un bărbat care te va boteza cu apă. Și tu, sfânt, le vei primi de sus. Și imediat am plecat
și am dat de crucișare de drum și acolo era un bărbat bătrân, sta pe loc, pe un scaun și m-a întrebat, ce dorești dumneata, omul acela? Eu și să fac să fiu mântuită. Da, zice, să poate să te botez cu apă și Duhul Sfânt îl primești de sus. Vrei acum? Zic, nu. Am venit să mă ferecăt, mă duc acasă și mă pregătesc și am să vin. N-a zice, hai cu mine. M-a luat și m-a dus mai departe și acolo deodată ca la televizor a venit o casă descuiată și era ca o librărie simplă așa și era rafturi jur împrejur și pe jumătate rafturi era cărți, pe jumătate era toate lucrurile și mai atrăgătoare din partea fiului. Și-o zis, femeie, cine a intrat aici, a luat ceva și tu trebuie să iei, ori din coașe, ori din coașe. Eu am zis, cărțile astea, ce cărți? Și astea Scripturile lui Dumnezeu. Zice, astea lucruri cine le cumpără îți bani grei, dar tu trebuie, dacă iei, primești de gratis, dar și trebuie să iei, ori din coașe, ori din colo, să iei ceva. Am zis, nu, mă duc acasă, mă pregătesc și vin și eu Scriptura. Și s-a terminat lucrarea și m-am bătut și am zis, Doamne, cu adevărat, asta e adevărata credință care a adus-o cu mine. Și am zis, Doamne, totuși vreau să te mai pun la încercare și aș vrea să cunosc cum grăiești tu cu oamenii păcătoși. Cum grăiești tu prin Duhul Sfânt cu oamenii păcătoși, aș vrea să văd și eu. Și o trimis Dumnezeu un proroc din depărtare, din părțile aratului și mi-a descoperit toată taina inimii. Când a ajuns, o zis, eu trimis, m-a științat trinos la rând, Duhul Domnului să ajung la Sângeos în voi, județul Bistri, să mi-a dat numărul străzii și numărul cății și mulțumesc Domnului că v-am găsit după dreapta lui Iisus. Și cum ne-am plecat pe genunchi, mi-au descoperit boalele care m-au zbătut. Și ce mi-au descoperit Domnul tot? O zis, femeie, care ai cerut să-ți arăt adevărata credință, s-am arătat-o. Ai cerut să-ți arăt ce trebuie să faci să intri, s-am arătat-o. Ai cerut să-ți arăt cum vorbesc cu oamenii păcătoși, iată că-ți vorbesc și inima ta s-a încordat fiindcă nu poți să înțelegi. Adă două zile de post și prin cine s-a vedea o mare minunăție. Și că am păstrat, ce-am păstrat, ce la leancă în mami tale ca să fac o lucrare de minunăție văzută de popor, de casa ta și de orice om care ce văzut. Și când s-o găta lucrare, m-am ridicat și am zis cu adevărat, aici ai zis. Și când am ajuns în casa de adunare, am cunoscut pe tăt frate care era în rugăciune când m-a transformat într-o vedenie când mi-a grăbit și mai mare minunăție că am ajuns să fac botezul pe brațele la bărbatul acela care l-am găsit la încrucișare după cum mi-a spus bărbatul îmbrăcat în haine albe. După ce m-am botezat, m-a trecut puțină vreme și Domnul Iisus m-a vindecat de toate bolile acestea care vi le-am declarat și vi le-am mărturisit așa. Și vindecarea când mi-a făcut-o Dumnezeu m-a zbată doctorii și ni s-a fost luat Duhul din mine și cătașii mei pregătea masa și hainele. Ni s-a luat Duhul, ni s-a legat limba, ni s-a tras chiar din gură limba și la ora 5, vineri seara și sâmbătă seara la ora 5, a venit vindecare. Prima dată am văzut ca un fulger, a venit pe geam și m-a străbătut și m-am trezit. M-am deșteptat și a doua oară a venit cum ar fi turnat cineva o găleată de olei. Când a turnat-o prin cap și a ajuns în unghii, la mânuri și la picioare, în degete, și iar o strat, un curent rase,
și la mânuri un curent ca de gheață. Și-am și postărit de 92 din grajul din jucucări. Și toate durerile mi s-au terminat. Și-am obinit cătașii mei spăreți și-au zis, am zis, nu știu, că simt ca un olei spart o mădularie din mine sau ce să-l poate întâmpla. Și-am adormit și m-am ascultat de noaptea cu urechea și dimineața când m-am trezit. M-am trezit cu o putere de putem să zbor. În 23 de ani de când m-a vindecat Domnul, de acolo din marginea mormântului, m-a adus înapoi și pe parcurs, după aceea m-a îmbrăcat puterea Duhului Sfânt și m-a anunțat mai mulți proroși să mă pregătesc, să mă sfințesc, că vrea să îmi arate o lucrare pe care a trebuit să o mărturisesc pe ori și unde voi ajunge și oriunde voi fi puse ca să vorbesc din ea. Și tot mă miram că în sfârșit o zi zice, în sfârșitul lucrării, în cetate se va face o mare tulburare și o mare dezbinare. Și m-am pus într-o frământare zicând, Doamne, ce fel de lucrare ne-a arătat mie Dumnezeu să se facă în urma lucrării, o lucrare de slavă când se arată, să bucură, nu se face dezbinare și tulburare și m-am pus așa într-o frământare. Și tocmai așa s-a întâmplat. O mai trecut vreo 3 luni și într-o bună zi, deodată m-a luat o durere mare la inimă, cum ar și acinți și nevastă în banii. Și am căzut în curte, între casă și grajdul curtea. Am căzut jos la pământ și a fost o soră cu mine și am zis, adu-mă o haină din casă să mă pun pe ea, că cred că vor acum. Eu adus haina și m-am îmbrutit pe ea și deodată n-am mai știut nimic de mine, dar imediat s-a prezentat Domnul Iisus. L-am văzut cum s-a desprins de cer și a venit într-o mare strălucire până înaintea mea. În marea strălucire în care era, a luat-o un cutremur, o spaimă mare și eram în trup fără suflare și fără duh. Dar eu m-am simțit că cu duh, cu trup și a zis, Domnul, nu te înfricoșa pe mine. Am venit să te iei, să te duc în slava cerului și să-ți arăt planul Tatălui meu de la începutul lumii, de la începutul viacului și până la sfârșit. Să-ți arăt tot ce are în plan să facă cu toată omenirea, așa pot să-ți dau drumul ca să mărturisești tuturor de pe pământ, ca poporul să se poată pregăti și oamenii să se puie în frământare ca să se poată să se pocăiască. Deodată m-a luat și m-a dus până la șed. Ședii s-au deschis ca o cortină. Și la primul șed era o pustie mare, fără niciun locuitor. Și m-a dus până la a doilea șed. S-a deschis și a doilea șed și era tot pustiu, fără locuitori, dar nu așa pustiu ca cel din tâi. Și m-a luat și m-a dus până la a treilea șed. Și când s-a deschis a treilea șer, o frumusețe pe care nu se poate găsi și spune pe pământul celor vii. Și-a zis Domnul Iisus așa, vezi, ia bine seama din tot ce-i vedea și din tot ce ți-a arătat să poți să vorbești despre el. Și m-a dus și mi-a arătat. Zice, vezi, până aici a fost răpit apostolul Pavel și el spunea că nu se poate spune ce ai și-o văzut aici. Dar ție îți voi arăta și mai mult și ți-o-i poroși ca să vedești și să mărturisești despre el. Pentru întăritura multora care scăzut în felurice slăbășiuni ca să se poată pregăti
ca să poată întâmpina pe Domnul. Și odată m-a dus și mi-a arătat, era trei locuri de odihnă pentru Sfinț. M-a dus la primul loc unde vor ajunge, unde va ajunge Clota. Și mi-a arătat fiecare acolo și am stat de vorbă, zice, vezi, pe unde ce-o-i băga, a trebuit să stai de vorbă și să-i întrebi că ce fac. Și m-a băgat la câteva persoane pe care le-am cunoscut și i-am întrebat, ce faceți aici? Noi ne odihnim, de toată osteneam. Și m-a dus la o altă calitate, la o altă categorie și tot așa era odihnă și iar am întrebat. Ei tot au răspuns că se odihnesc. Și în a treia categorie m-a dus în niște castele pe care nu se pot construi pe pământ. Și m-a băgat acolo și a început să-mi spuie, vă spun așa mai pe scurtat, că e foarte lungă lucrarea. Aia este Filie, aia este Daniel, aia este Cipricine, aia este Voice, aia este Iosua și Caleb, toți mi-au arătat și mi-au vorbit pe nume, toți care au plin de credință și au slujit pe Dumnezeu până la sfârșitul vieții. Ei toți s-au așezat în odihnă. Și m-a dus la câteva persoane care le-am și cunoscut și o zis, vezi, aici se odihnesc cei ce au parte de răpiri. După ce mi-a arătat pe tăți, m-a luat și m-a dus la patrulea cerii. Când s-a deschis la patrulea cerii, era o cetate și la poarta cetății era un bărbat în haine albă. O zis, vezi, aici s-a asta e cetatea lui. Toți care se vor căi și se vor speri ca David vor intra în cetatea lui. El din pricina păcatului și-o cedut vremișia ca să intre în partea lui acasă. După ce mi-a arătat și acolo, m-a luat și m-a dus până la a cincilea șeri. Când s-o gestit a cincilea șeri, erau curte mare, savacă și la intrarea în curte era 12 porți care nu se pot construi de materiale de pe pământ și la fiecare poartă era un bărbat în haine albe. Dar de vezi, o zis, vezi, așa asta-i curtea mare lui împărat și așa ăștia și 12 apostoli. Și când voi ridica mireasa, ei vor deschide porțile și mireasa va intra fiecare la rândul șecii lui. Fiecare apostol are șata lui, el deschide poarta și șata intră în curte. Și după ce a intrat în curte, s-a mai deschis încă o șertă distanța de la aia până la celălalt fost mai mică, mai puțină. Și când s-a deschis a șasele șeri, acolo era o taie bine pregătită, vezi, și asta e o taie în care mi face nunta cu mireasa. Și m-a luat și m-a dus până la așercile șeri. Și când s-a deschis așercile șeri, acolo era o patrie mare și la intrare era trei bărbați la poartă, îmbrăcați în haine albe. O zis Domnul Iisus, vezi, aiesta e Avram, Isaac și Iacob. Și aiestea vor ieși de porțile când va intra mireasa pentru totdeauna și toți slujitorii care cu credincioșie omblat și o slujit pe pământ. După ce o deștit, am văzut locurile bine pregătite, frumusețe nedespuse, care nu se poate asemăna cu ceea ce este făcut de mâini omenești pe pământul acesta.
După ce mi-a arătat tot, m-a adus înapoi și m-a dus în văzduh. Și după ce am ajuns în văzduh, m-a oprit și deodată s-au pornit tunete, pulvere, cum n-am mai auzit și noi mai auzit până în ziua aceea. Toate fiarele și toți oamenii și toate vițele erau într-o regne încât nu puteai să suporti. Și-și căuta adăpost ca când vine o vreme grea se fuge omul ca să se poată adăposti, dar nu-și găsă loc de adăpost. Și prin tunetele și fulgerele pe care le auzăm, deodată au apărut patru îngeri din patru colțuri ale lumii și au început să sune din trâmbiță și cu viu grai să strige: Mireasă, gata, ieși în întâmpinare că vine mirii. S-a strigat o vreme îndelungată într-una strigată. După vreme a început să strige Domnul cu glas puternic: Poporul meu, mireasa mea, ești gata, vino la mine. Și deodată și-a luat zborul. S-au găsit în costumația în care s-afla, la distanță, la unzașe metri, mereu așa în costumația în care s-afla, ca rânduierile când și eu zborul de pe pământ, și de la o distanță de unzașe metri se transforma în trupuri duhovnicești, în costume albe strălucite, și au ajuns la Domnul. După ce au ajuns la Domnul, pe cei ce era în odihnă, în castelele pe care vi le-am declarat, au venit și ei și s-au unit împreună și au cântat o cântare în Duh, în Duh Sfânt, cum n-am mai auzit-o, nici noi mai auzim-o până în ziua aceea. Au apărut zeșile de zeci de mii de îngeri cu tătări de instrumente și cânta și lăuda pe Domnul de mare bucurie cu o biruit mireasa. După ce i-au întâlnit și-o cânta cântarea, s-a aprins pământul cum s-a prins de omniriște unsă cu smoală. Și toate fiarele și toate păsările și toate vitile și-au dat Duhul, au murit și-au vărsat sângele și oamenii n-au murit nici unul, fără era plin de răni și de durere mare. Dar era durerea mare pentru unii care a fost pocăit și nu și-a păstrat rănișia, a rămas între vinși și se prindea că te obținește și spunea de ce ați rămas cu noi, că ați fost pocăit și sfârșie. Și durerea lor era mai mare pentru că rana focului era puternică, cum ardea pe ei, era rănit puternic și cum îi sfârșie, mai puternic era durerea. Și mulți dintre ei nu putea să suporte, care suporta și tăcăie înaintea Domnului, se punea deoparte, care nu putea suporta blestema pe Domnul în față și zicând: aici am nimeritul că am umblat 20, 30, 40 de ani și am mărturisit și am predicat și am cântat cântări de laudă. Aici, Doamne, nimeritul nu mai putem suporta. Și-l blestema pe Dumnezeu și vine doi îngeri și arunca în adâncul iadului. Cei și tăcăie rămâne deoparte. Dintre mulțimea omenirii pe care era acolo, care tăcăie și care chema pe Dumnezeu în ajutor, îi pune deoparte. Care blăstăma pe Dumnezeu în față, îi arunca în adânc. După vreme a ajuns marea căldura focului să topească cerul, dar în timpul năcazului acela, așa de jos, îi vedea în fericirea și în bucuria
aceia care era ridicat și jirlăpit și plângea cei de sus pentru cei de jos să se cunoștea unul cu altul. Își cunoștea copiii, soții, soțiile, prietenii, frații, surorile, pe toți se cunoștea și plângea și de sus pentru durerea care suferea cei de jos. Și ea de jos plângea pentru că ei sunt durere și ea sunt fericire. După ce a ajuns marea căldură aproape să topească cerul, i-a luat Domnul creșit și i-a răpit și i-a dus. I-a dus și când s-a apropiat apostolii, i-a deschis porțile și a intrat în 12 șezie, a dat mireasa în curtea marelui împărat și de acolo a intrat Domnul Iisus în odaie de nuntă și când a intrat acolo mai cântat o cântare, iarăși cei botezați cu Duhul Sfânt, în Duhul Sfânt, și i-a băgat, i-a șters lacrima și i-a băgat în odaie. Și a început să îi servească și să se înveselească și a uitat de necazul care era pe pământ. Timpul cât o ținut necazul cel mare, cât va ține necazul cel mare, mireasa e înveselită și servită de Hristos. După ce se termină necazul cel mare, pe acei ce nu i-au blestemat pe Dumnezeu în față, i-au luat și i-au ridicat în a treilea șer, unei odihna sfinților. Așa asta va și gloata care va ieși, o zis, așa stai gloata, unul Domnul Iisus, așa stai gloata care va ieși din toate credințele care au legământ cu Domnul și care își păstrează credinția. Mireasa va și numai din cei botezați cu Duhul Sfânt și care au darurile pe care le-am promis și le-am dat apostolilor fiind făgăduinți. Și eu așezat acolo. Și-a început și-a legat stătața. O legat-o. Și-a început să-i servească Hristos împreună cu cei și i-a răpit. Și timp de 1000 de ani i-a servit și ea se bucură că a scăpat de năcazul cel mare. După ce s-a terminat, o legat puțină vreme de legat stătana, și am văzut cum umblat printre ei și au început să-i menșele pe unii. Și a spus, Domnul o somat Satana cu toți slujitorii și i-a aruncat în adânc și au început judecata. Și deodată s-a ridicat, s-a făcut pământul tot șes, nu mai fost dealul, nu mai fost nimic. Și deodată au ieșit morți de morminte, de unde au fost îngropați. Și care au fost înnecați în mare, au ieșit afară, în trupuri, așa cum este omul mort. Și deodată au început judecata, de la Adam și până la noi. Apostolii vor fi pentru cei la cât le-au vestit ei.
și cu cartea în mână, întâi întreabă pe cel ce s-a pocăit. Tu de ce te-ai pocăit? Ce ai simțit? Și ce ai văzut? Și ce te-a mărturisit? Cum ai venit la pocăință? Și îl întreabă pe celălalt. Tu de ce nu te-ai pocăit? Să fie mea și spune să
să pocăiască, să n-ajungă aici. Și m-a mai făcut nimic. Am ieșit afară, am zis, bă, care este poartea așa frumoasă? Pentru că l-am cunoscut din copilărie și pare că l-am văzut în fost. Deci aia este în fost născut, în veacă vie și o veacă vin cât o trăiesc pe pământ. Și l-am lăsat chiar să-l omoare alții de reclamă și de pomică pentru purtarea lui. Răzut. M-a fost de acolo și m-a dus la o femeie care a văzut o poate. Iar era făcută de patru stași și în pietre și în foc și între balauri și să chimiecă. A zis, ce faci aici? Tu, femeie, ce faci aici? Eu mă chin pentru că păcatul care l-am făcut l-a adus mult pe destinare în ultima lume și aici a intrat. Și-am ieșit și-am doamne și eu să nu știu femeia asta. Și femeia asta o prea curbit și din pricina o prea curbit cu atâta bărbatul rămas 180 copii. O rămas fără tată și fără de ajutor și din pricina asta își ia aici în sână. Mă luam și m-a dus la altul, m-a dus la unul care din copil era în copilă pe vremea aceea cu cel mai bogat din satul nostru, dar era un rog milostiv. Și a murit la templu, eram eu în copilă de vreo 12 ani, a murit în ziua de blagoveștere la templu, pe când o luam cu vinegătura. Și m-a dus la el, el era mie, nepățit, dar tot în întuneric era. Am întrebat ce faci de-a ta aici. M-a zis că te odihnește de obținează de pe pământ și nu mai zis nimic. Și am ieșit afară. Și am zis, o să-ți vorbesc-te-mi ce am avut la omul ăsta. Omul ăsta zice nume din cetate că e cel mai fericit, uit la templu, de când o luat, trupul și zicele Domnului. Dar eu spun că nu, e plină milostenilor și a binefacerilor el să hodinește. Dar într-o judecăță va fi scos și facu-vă fața reuvestigarea pocăinței și nu vreau să pocăiască, îl vor arunca totuși până din urmă. După ce mi-a arătat această lucrare toată, o luat și m-a dus la Biblia. Iar a fost împărțit în două fața. Dar era cu flăcări mari. Într-o fața ea era stipice și varfe, cum n-am mai auzit și noi mai auzit. Într-o fața era goală, dar totul ardea. Cum în baie mari. Și am zis, vezi, aici am la stâmpite și unii să facă în tată și mamele care nu au lăsat planul tatălui meu ca să aducă rost și să lese copiii să fie în lume după făcăvința care a fost dată lui acasă. Aici am învățat că este acolo tot aceea care a avut cuvântul și nu-l cred și care aud și văd semnile și minunile pe care le fac cu cei ce nu cred și cu cei ce se pocăiesc și nu se pocăiesc. Toți vor ajunge după judecată aici și nu vor avea parte de mântuire pentru că aud și nu vreau să se pocăiască. După ce mi-au arătat această lucrare, s-a făcut imediat o stare mare și deodată s-a așezat Domnul Iisus peste nas și de acolo de unde era strâmpetile i-a scos pe unul care a fost pocăit la început, pocăind în satul nostru și a fost diritor de cor și după o vreme îndelungată s-a dat la
furfărie, s-au pătut din la pocăință și au început să nu culeagă lucrarea Duhului Sfânt. Și l-au avut acolo și deodată au apărut lumea din sat care nu a fost pocăită și pocăinții cu care au colaborat ei nu au fost timpul când au fost de pocăință și s-au deschis cieiul și s-au arătat lor care i l-au pregătit Domnul prin pocăință și s-au deschis iarnii și s-au văzut focul și au citit o sentință în fața omenirii. Eu citit de dinta că era scris și-o spus așa. Eu, i-am pocăpit lor corecta strălucire pe care o vine, eu și l-o ales prin focul de Filipa Mugeti Alexa, unde focul că pâine și din nou m-a aruncat acolo. Domnul femeie, se mă plictește această lucrată, ca toți aceia care și care mă urmează copiii să-și fie credinția, să-și poate credinția, să se păstreze ca să-și primească făcuința pe care le-am făcut-o și le voi da la tot aceea care se vor păstra și care nu vor cădea porțile vinii pământești și nu se vor spune iară înapoi după prada vrăjmașului pe care îi înseamnă și atrage. După ce te-a arătat și-a dat-o toată lucrarea, îi deschis cerul și-a apărut o vască pe mine de drept și acolo era sfântul după cuvântul așezat la mese și era încăpusete și pământ. Și era încăpusete și nu se poate să se pământ. Că era grupul începând de la 5 persoane până la 500. După ce mi-au arătat, o zi vente mele, pe iată și numără, din la cel mai lung până la cel mai mare. Și am început să număr ce așa multe lucruri era. Eu știu să din doamnă cu frii până la 500 și de 500 era mult. O zi după ce mi-a arătat această lucrare,
ajunge la groapă și îl arde. Când a văzut trupul în groapă, sufletul dacă îi crede în șoc, se transformă într-un trup duhovnicesc și-l iau doi îngeri și-l duc sus, în a treilea cercului odihna sfinților, de unde face parte. Dacă face parte din glorie, va intra în odăițele unde se odihnesc cei ce fac parte din glorie. Dacă face parte din cetatea lui David, vor intra în odăile pe care vor trece în cetatea lui Tatăl. Care fac parte de odihnă în castele și au parte de odihnă acolo se vor deschid, să deschid castele și îl așează până la venirea Domnului. Okay.
Thank you.
aceste lucrări le-a avut sora Ana de la Sângeosu. Băi,